bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip de cumpărături săptămânale. Cumpărăturile au fost făcute de la Kaufland, Action, magazinul rusesc și magazinul turcesc. Aici avem un pachet de biscuiți Tuk, simpli, sunt cei cu sare. Alesei îi plac foarte, foarte mult. Aceste ciuperci au fost cumpărate de la Kaufland. Sunt foarte bune. Noi de obicei le folosim pentru a face sos sau ciuperci cu ou. Sunt foarte bune. Aici avem un pachet de ouă de prepeliță. Sunt ouăle pe care le mănâncă Alesia. Sunt 12 într-un pachet. Acestea sunt ouăle pe care le mâncăm noi. Sunt de la Kaufland. Sunt 10 în pachet. Acesta este iaurtul preferat al Alesiei. Este foarte, foarte bun. Este cu portocale și cu kaki. Aici avem un ceai din fructe uscate. Sunt 125 de grame. Este cu căpșuni și cu kiwi. Aici avem o pungă de caju. Sunt simple, fără sare. Asta este zahărul pe care îl folosim pentru Alesia. Este zahăr din cocos. Este foarte, foarte bun. Nu este foarte dulce. Este perfect pentru ea. Aici avem o pungă de pufarin de 200 de grame. Sunt pufarini cu miere. Sunt destul de buni, putem să-i punem în iaurt sau să-i mâncăm și așa. Aceasta este pâinea pe care o mâncăm noi. Este singura care am găsit-o să ne placă de când suntem în Germania. Este foarte, foarte bună. Da. Aici avem mere. Am luat mai multe kilograme, sunt foarte bune, Alesei îi plac foarte mult. Am luat și câteva portocale, dacă tot e sezonul ăsta rece, să ne mai vitaminizăm. Aici este un mango, fructul preferat al Alesiei, fără el nu se poate, avocado, iarăși banane, acestea sunt banane pentru noi și bananele bio pentru Alesia. Aici avem bacon cu bulețe, îl folosim în general la pizza sau pentru omlete. Aici avem paste, sunt paste bio, sunt foarte, foarte bune. Sunt pentru Alesia, sunt 250 de grame. Aici avem o caserolă de rucola, este foarte bună. Aici avem cartofi dulce. Este iar unul dintre favoritele Alesiei, mâncările ei favorite. Două bucăți de praz, iar este foarte, foarte bun. Mai avem și sos de roșii. Îl folosim pentru pizza, în general. Avem aici 4 conserve. Avem iarăși conserve de porumb, tot pentru pizza. Sunt 3 pe set. Avem 2 seturi de câte 3. Aici avem 500 de grame de ardei capia. Este bun, este foarte bun. Avem aici o caserolă de morcov bio de 750 de grame pentru Alesia. Preferatele noastre sunt roșiile sherry. Sunt foarte, foarte bune și foarte, foarte dulci. Avem aici conservă de ciuperci. Le folosim pentru pizza. Avem 4 conserve. Sunt foarte bune. Laptele pe care îl bem noi este de 1,5% grăsime. Avem 2. Uleiul pe care îl folosim, iarăși de la Kaufland. Avem 4 sticle de ulei. Vegeta, singura vegeta care am găsit-o să fie mai bună. Avem ceapă verde uscată, o folosim la omlete, mâncare în general.
Avem aici două pachetele de drojdie uscată. Aceasta este mâncarea pentru pisica noastră mini. Este o pisică foarte mofturoasă și nu vrea să mănânce chiar orice. Acesta este cașcavalul, cred că este de la magazinul turcesc. Este foarte bun, îl folosim pe sandwich-uri, pizza. E bun, foarte bun. Aici avem un ou gigant de la Kinder. Am zis că jucăria să fie pentru Alesia, restul mâncăm noi. Aici sunt bomboane, trufe de la magazinul rusesc, cred, da, de la magazinul rusesc. Sunt foarte bune, toată lumea se bate pe ele. Acestea sunt nouăle bomboane de la Mon Cheri, sunt cu vodka. Sincer să vă spun, abia aștept să văd cum este. Aici avem biscuiți Finger de la Ulker. Aici avem ciocolată cu banane, sunt foarte bune. Încă un pachet mare de biscuiți de la Ulker. Sunt favoriții Alesei, toată ziua poate să rămâne pe ei. Și când este dor de sucul de acasă, mai luăm un frutifresh de pere. Aici avem 4 kg de carne de porc, pulpă de porc. O să folosim pentru friptură. Aici avem pește bio pentru Alesia. Este foarte bun, este fără os. Acesta este laptele pentru Alesia, cu care îi facem tot felul de mâncări, de 3,8% grăsime. Aici avem pui. Îl folosim pentru mâncărica la Alesia. Și aici avem mici decorațiuni de Crăciun. Căni cu moș Crăciun. Sunt foarte, foarte frumoase. Au fost luate de la Action. Au prețuri destul de bune. Avem două căni. Ce am mai luat este un glob cu moș Crăciun. Nu ne-am putut abține să nu-l luăm, este foarte, foarte frumos. Mai avem încă o cană, aceasta este cu Rudolf. Am zis că este foarte frumoasă. Aici avem gel de duș, nu va fi folosit pentru Alesia. Dar ne-a plăcut foarte mult figurina din Frozen. Aici avem ceară parfumată. Miroase senzațional. O vom folosi pentru mirositor în cameră, pe lumânărele acelea. Aici avem cercei cu moș Crăciun. Sunt foarte, foarte frumoși. Dacă tot vine spiritul Crăciunului, să fim în temă. Sunt două perechi mai micuți, cu pietricele și cu moș Crăciun. Aici avem bombe de baie, sunt 4, sincer vă spun, abia aștept să văd cum miroase, spune că sunt cu miros tropical. Avem aici gel de mâini Sagrotan. Și piesa de rezistență este vârful de pom, formă de îngeraș. Este superb, le-am văzut de mult și am zis că neapărat trebuie să-l luăm. Și luminează. Alesia când l-a văzut a fost îndrăgostită. Este foarte, foarte, foarte frumos. Tot de la Action. Aici avem o tavă pentru cuptor. Sper să fie una bună. Arată destul de bine. Și pare destul de încăpătoare. Aici avem o husă pentru scaunul de mașină. Este mai mult ca un prosop. Ce mai avem? Mai avem căști. Căștile sunt pentru maică mea. Pentru că Alesia tot timpul le fură și le distruge. Aici avem o agendă micuță, tot de la Action. O agendă mai mare. Este foarte, foarte frumoasă. Mai lumânărele.
spune aici că este cu miros de pin. Da, este cu miros de pin. Sunt curioasă să văd cum sunt. Un set de cuțite. Avem aici un spray auriu. Zice că este un chrome spray. Avem figurină cu Moș Crăciun și cu om de zăpadă. Mai avem încă o figurină cu un îngeraș. Sunt foarte, foarte drăguțe. Avem un set de pomișori din feltru și o formă de fursecuri, formă de îngeraș. Mai avem niște deodorante din astea micuțe pentru WC-ul. Sunt diferite. Mop. În sfârșit, mopuri bune. Avem două bucăți. Când prindem așa mop ca lumea, îl luăm foarte repede. Aici avem rezervă pentru parfum, pentru parfum de cameră. Șervețele pentru ochelari și șervețele pentru bucătărie. Sunt 3 pachete. Mai avem aici un chili bang pentru grăsime. Este cel mai bun, spunem noi. Avem aici hârtie igienică, un băxuleț de hârtie igienică, este foarte ok, de la Kaufland. Și încă un set de role de bucătărie. Sunt 6 pe set. Și mai avem aici încă 2 bucăți de role de bucătărie. Acestea sunt puțin mai tari decât celelalte, sunt mai rezistente. Cam astea au fost cumpărăturile. Sper să vă placă și dacă v-a plăcut puteți să-mi dați un like și de ce nu să distribuiți și cu prietenii sau cu familia. Ne revedem data viitoare!